Vă pup. Bună ziua. Bine ați venit. Paprika aici. Paprika, da, iute și dulce. Iute, iute, iute. Viața. Când aveți viața mare așa, puneți dulce. Când mai pe invers, pune iute. Da. Deci... Hai să ne așezăm. Da, să ne așezăm. Să ne așezăm liniștite. Să rămână. Acum niște ani, acum niște ani, noi ne vedeam pe marile scene, mai ales eu pe tine, te vedeam peste tot, pentru că erai la Cenaclu Flacăra, unde eu veneam cu religiozitate de fiecare dată când treceați pe undeva. Deci mă ții minte de atunci. În momentul în care te-am văzut pe scenă la Tănase, am zis, gata, a mea e, zic, trebuie să o văd în realitate, trebuie să-mi îmbrățișez eu. Mulțumesc din suflet. Deci tot unde merită să mă duc, visul împlinit, am sosit și la tine. Mulțumesc. După câți ani pe scena Teatrului Tănase? După 40 de ani. Wow. Deci wow. Am zis, dacă ștergem praful puțin, atunci vedeți urmele mele pe scena Teatrului Tănase. Din 82, am colaborat 89-82, tot cu ei am plecat în Egipt în 83, da? Și atunci din 82 se fac 40 de ani din nou pe scena teatrului și mulțumesc direcțiunii pentru invitație, a fost un triumf, a fost ceva extraordinar. Maria Noghe a venit în România, țara ei de origine, după foarte mulți ani, cu ocazia acestei gale speciale care a celebrat 40 de ani de teatru și am văzut-o repetând cu însuflețire ca în anii de odinioară. Da, mulțumesc. Ai plecat în 83 în Egipt. Da. Foarte complicată schimbarea asta culturală, pentru că tu veneai de la Remetea, apoi Bucureștiu și dintr-o dată... Mercureaciuc. Mercureaciuc. M-am lansat acolo. Așa. Și cu Cenac prima oră, cu un folk group 5 se numea. Da. A venit în 76, Festivalul Muzicii Tinere, da. Cu juriul, președintele juriul fiind muzicologul George Zbârcea. Da. Da. Și atunci noi, grupul nostru, am câștigat primul ziarului Scântea Tineretului, 76, în 77 am luat primul întâi, deci am intrat la TVR la emisiunea Limba Maghiară cu Boros Zoltan, după care Păunescu a venit cu Antena va aparține județului Harghita și atunci am venit cu grup, am cântat o piesă, așa suntem noi tinerii, așa, după care am cântat și Maria Tănase și am mai cântat, a scris pe loc versurile Adrian Păunescu pe o melodie maghiară, se numea Fericire împrumut. Deci în 78, martie 26, am intrat cu trei piese, deci a doua zi, te știa toată țara. Toată țara mă știa. Acum revin din 2012-2014 cu ajutorul și Marinei Almășan, care m-a sprijinit și îi mulțumesc foarte mult, și la Radio Andrei Partu și o mulțime de oameni, dar tot nu mă cunoaște lumea, pentru că atunci erau o singură canal de televiziune, da, și se uita la... Acum sunt 100, dar nu-i nimic, pentru că fac de câte ori revin, cum am mai zis peste tot, simt că trăiesc, respir și am oxigen în țara mea, pentru că am plecat fizic, dar să știți că sufletul meu este Remetea, Mercureaciuc, București, fiecare stradă, fiecare colț de stradă. Cu atât mai mult te întreb, de ceva. Cum a fost trecerea spre Egipt, unde ai rămas 10 ani? Adică tu deja ai asimilat cultura de acolo. Da, criminal a fost, vă spun că să pleci din țara ta, unde te cunoaște toată lumea, unde simt că faci ceea ce iubești mult. Eu trăiam prin muzică și vă dați seama, eu în 2 ani de zile de la Școala Populară de Artă, eu am ajuns fulgerător, dacă vedeți afișele cu cei mai mari artiști din România, am făcut turnee prin toată țara. Și atunci, în Egipt, cum a fost? Și a doua zi te trezești, ești un nimeni, nimeni nu te cunoaște și trebuie să încep de la viața capăt. de la zero. Ai învățat limba? Am învățat limba de stradă. Normal. Pentru că asta literară este foarte grav, da? Doar așa, în taxiuri, de la muzicieni, bine, toată lumea vorbea și în engleză, pentru că colonia engleză, după care și franceză. Da. Deci am în două limbi, am comunicat. Deci am învățat arabă de la muzicieni, de la taximetri și de la oameni de acolo, din Egipt, da. Am cântat și a trebuit să cânt și în arabă. Ce ai cântat lui Omar Sharif? Lui Omar Sharif, uite că el a venit într-o seară, nu spun numele hotelului, bine, pe malul Nilului, și când a intrat, bineînțeles că imediat l-am recunoscut. Și am cântat? Am cântat imediat Edith Piaf, bineînțeles că el trăia atunci în Franța. Da, da, da. Încă. Și am cântat Je ne regrette rien. Nu... No...
ne-am dorit, noșă nărăgătorie, ni la bine cum a fi, ni la mal, tu să mă benegal, nu. Păi ai fost întotdeauna o voce de rock, totuși. Da, am fost un... Deși da. Ai început cu un folk susținut. Da, 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 folk. Dar n-am simțit muzica folk niciodată. Și să știți că de jenă și de respect, da. Din respect față de acești muzicieni, legende vii, da. Deja. Da. Vintilă, Stănculescu, da. Nico Alifantis. Vine Marian Ogi și... Zdrângă, zdrângă, am compus 3 piese, că eu nu sunt cântautoare, nu am talent de a compune, deci în mine deja fierbea muzica rock și pop. Eu vreau să, adică, cum să vă, să împing vocea, să trăiesc. La folk nu puteam să dau afară tot ceea ce sunt eu. Apropo de Edith Piaf, ce e cânta lui Sting? Oh, lui Sting, ce să, era și Bruce Springsteen. Oh! Da, acolo, deci I was born in the USA. Normal. I was born in the USA. A fost o nebunie. Și după care, bineînțeles, am încheiat pentru ei. Cântă simply the best. Da, da, o Tina Turner. Better than all the rest. Bine, bine. Iar da. Prințul Charles? Prințul Charles, bineînțeles, a trebuit să cânt ceva. Din Anglia mi-au spus deja. Și atunci eu, fiind rock pop, am zis it's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late, it's you when you die. Și a plăcut, cred că. A venit să te felicite vreunul dintre nu, ei? Nu, n-a venit, n-am putut să facem nici nimic pentru că protocol. Mm-hmm. Că țineam camera aici să o fac măcar de nu la distanță și a zis Maria, atenție. Hide your camera. We saw you. Oh, m-a văzut că țin aici și a zis: no. Dacă vă aruncăm afară. Dar ce Dumnezeu le făceam, nu frate? Nu știu, nu se putea nimic să ne mișcăm. Nimic, am cântat, a pipăit chifteluța aici vreo jumătate de oră, era plecat, nu știu ce, a deschis această expoziție săptămâna britanică, în Maroc, la Casablanca. Și el a deschis această expoziție și noi am fost unde el a venit să cineze. Uh-huh. Noi am fost, am făcut atmosferă și asta a fost. Asta a fost. Fata dumneavoastră, scuze-mă, fata dumneavoastră cântă? Fata mea mai face și ea coveruri, dar e la medicină, la facultate de medicină și scrie poezie, a apărut un volum de poezii, a avut 3 expoziții de pictură și acum are compoziție la pian, că a făcut 8 ani la școală muzică de pian, da. Și în facultate de medicină Iulia va participa la un mare concurs de muzică și să sperăm că va câștiga ceva, pentru că ea vine cu compoziția ei, cu care a câștigat deja un premiu special. Când te mai întorci din Ungaria? Când mai vii? Eu vin de câte ori mă cheamă, pentru că trebuie să profit. Eu acum peste 60, adică 6 X-uri așa, da. Mai sus, adică eu cred că nu avem prea mult timp cum am avut când aveam 20, 25 sau 30, 40. Frește. Mi-e și frică să mai număr, da? X-urile cât am. Și eu vin de câte ori acum lupt să am și eu hitul meu, să nu fiu Bonnie Tyler, să nu fiu Tina Turner, să fiu Marian Ogi cu un hit. Am ceva deja de mersuri și să vedem dacă obțin o compoziție, Marian, noi să am o piesă mea. Deocamdată, ce cântăm astăzi? Da, cântăm astăzi cu piesa cu care m-am lansat la domnul Vornicu și cu doamna Ileana Pop în emisiune, cum mi-a dus piesele Lidia Oprea de George Oprea Aptex. Da. Și un DJ din Cluj m-a contactat. Maria, ce zici să facem un remix din această piesă superbă și pentru gustul tineretului? Perfect! Și Modi, DJ Modi, Modi Leventa din Cluj, mi-a făcut acest remix vis de noapte. Apropo de Tudor Vornicu, până ajunge Maria pe scenă, este foarte cunoscut momentul în care Tudor Vornicu a trebuit să intervină în favoarea Mariei, pentru că pe atunci nu se putea intra nici măcar dacă aveai un luciu pe buze. Și aș deduse un pic de luciu și s-a spus de la cenzură că e prea occidental. Occidentala Maria Noi.